Stimați colegi, bună ziua! Bine ați venit la sesiunea organizată de Biroul Organizației Mondiale a Sănătății împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu genericul Îngrijirea și suportul copilului în condiții de epidemie. Ideea aparține la toată comunitatea, la colegii noștri din teritoriu, la părinți, la rude, bunei, ce facem cu copiii când stăm acasă, ce facem cu copilul care face o infecție respiratorie acută și multe, multe alte întrebări. Și Universitatea de Medicină Nicolae Testimițanu, Departamentul Pediatrie, Institutul Mamei și a Copilului, organizează, sigur că cu suportul Biroului Organizației Mondiale a Sănătății, aceste sesiuni online. Sperăm că ele să fie tradiționale în următoarea lună și vă invităm fiecare joi la orele 13 să vă asociați acestor sesiuni online, care va avea diferită tematică. Pentru ziua de astăzi vorbim despre momentele de îngrijire, alimentare, conduită a copilului de diferită vârstă în condiții de epidemie. La fel, vă vom prezenta și niște momente practice de urgență, cum asistăm copilul, cum acordăm un ajutor de urgență a unui copil care posibil a aspirat în condiții de casă, la domiciliu. Pentru început, aș vrea să menționez unele momente generale despre situația cu copiii în epidemie, în pandemia COVID-19. Și aș vrea să menționez că pentru prima dată noi ne-am ciocnit cu această maladie, această boală COVID-19. Cauza acestei maladii este virusul SARS-2, coronavirus 2, care a apărut la sfârșitul anului 2019 și iată, practic, în câteva luni s-a răspândit pe tot globul pământesc. Vreau să spun că numărul copiilor afectați de coronavirus sau de boala COVID-19 în comparație cu maturii, sigur că este mai mic, dar totuși aș vrea să atenționez că sunt o serie de copii care sunt supuși unui risc de a se agrava și a necesita în intervenție, în terapie intensivă sau reanimare. Unele din întrebări pe care mi le puneți este care sunt semnele clinice acestei maladii, cum se transmite această maladie, dacă o putem preveni, dacă o putem trata și care sunt consecințele acestei boli. Sigur că studiile sunt în derulare și vorbeam cu colegii că nu știu dacă mai există o boală atât de activ și atât de furtunos discutată cum este COVID-19. Astfel avem un flux de informație, un șoc de informație ce ține de etiologie, patogenie, cauzele, manifestările clinice, complicațiile, dar și tratamentul. Multe discuții sunt controversate, multe încă nu sunt aprobate. Mă refer doar la copii și mă refer doar la cele momente care sunt clare, care sunt argumentate, care sunt bazate pe dovezi, care sunt bazate pe ghidurile, protocoale clinice internaționale și naționale. În așa mod, COVID-19 poate afecta această boală, poate afecta copilul de orice vârstă. Totuși, este o vârstă în care frecvența este mai mare. Vorbesc de vârsta copiilor mai mare de 5 ani, în special copiii în vârsta de pubertate. Care sunt riscurile și dacă pot copiii ajunge în secție de terapie intensivă? Da, copiii cu COVID-19 pot ajunge în terapie intensivă. Vă notați care sunt grupurile de risc. În primul rând sunt copiii de vârstă fragedă, copiii de vârstă mică, cei copii cu vârsta până la 3 ani și în acest grup sunt copiii sugari, copiii până la un an.
De ce? Ei sunt cei mai vulnerabili, ei sunt supuși riscului de a face o viremie masivă, de o răspândire a virusului masiv. Și dacă copilul are alte maladii concomitente, fie o patologie înnăscută, fie o patologie genetică, sau copilul este prematur, este cu dereglări în dezvoltare, copilul este cu malnutriție sau copilul este cu exces ponderal, acești copii sunt supuși riscului de a face complicații severe și de a face probleme respiratorii severe. Al doilea grup de copii sunt cei care au patologie cronică preexistente maladiei COVID-19. În special copiii cu probleme hematologice, cei copii care sunt la supraveghere oncohematologului, care primesc tratament chimioterapic, radioterapic sau alte probleme. Copiii cu patologii cronice broncopulmonare, copiii cu astm bronșic, copiii cu fibroză chistică, copiii cu probleme cardiovasculare, malformațiile cardiace congenitale, copiii cu cardiomiopatii, cu dereglări de ritm, copiii cu exces ponderal, copiii cu obezitate în special, copiii cu diabet zaharat și copiii cu probleme cu maladii autoimune. Practic, acestea sunt grupurile de copii care sunt cei mai vulnerabili și care pot fi supuși riscului de a se complica această boală. Care sunt semnele clinice a COVID-19, practic, mulțumim colegilor noștri că în fiecare zi auziți atenție la febră, atenție la tusă, atenție la probleme de respirație. Același tablou clinic îl regăsim și în rândul copiilor, doar că manifestarea lui acestor semne poate fi mai minimă în comparație cu adulții. Așadar, majoritatea copiilor vor prezenta febră. Febra poate fi de diferit grad. În general, este o febră subfebrilă până la 38, rare ori 38,5. Apare tusea. Tusea este seacă. La o jumătate din copii poate fi o tusă seacă, dereglări de respirație. La unii copii apare vomă și diareea. La alți copii poate fi, sau în asociere, o oboseală, dureri în mușchi, dureri în articulații, copilul este capricios, copilul este irascibil. Sau sunt semnele unei infecții respiratorii acute. Obstrucție nazală sau nas înfundat, eliminări nazale, seroase și dificultăți în respirație. Deci dacă să ne uităm la toate aceste semne ale bolii, ele sunt comune și pentru alte infecții respiratorii acute. Am putea noi să suspectăm că pacientul ăsta, copilul face COVID-19? Da. În condițiile epidemiei, orice copil care are manifestări a unei infecții respiratorii acute trebuie să fie suspectat COVID-19. În plus, dacă ne uităm la ghidul și protocolul clinic național al nostru existent, este definiția de caz suspect. Și dacă în familie este deja diagnostic confirmat, dacă copilul este venit de peste hotare sau copilul a fost în contact cu pacient suspect de COVID-19, practic noi trebuie să-l abordăm ca și posibil COVID-19 acest copil. Ce facem dacă copilul manifestă aceste semne? Ce facem cu copilul? În primul rând, vă îndemn să aveți următoarele în casă, dragi părinți. Acasă, în situația de epidemie, trebuie să aveți telefonul încărcat, să aveți telefonul care în telefon, în agenda dumneavoastră verificați să fie numărul de telefon a medicului de familie. Medicul de familie, asistentul medicului de familie este deja prietenul de dumneavoastră. În sfârșit ne-am întors cu fața la medicină și am înțeles că fără doctor, fără asistent medical, fără îngrijitor medical, nu vom putea trece prin această încercare. Deci telefonul medicului de familie, telefonul rudelor apropiate, telefonul
prietenul dumneavoastră. Acasă să aveți lichide în cantitate suficientă, să aveți alimentație pentru copil, să aveți un spațiu bine îngrijit, deci camera, apartamentul în care, casa în care locuiți, să fie supusă regularitate unei curățenii umede. Nu faceți exerciții și faceți această curățenie în fiecare zi. Apartamentul și camera trebuie să fie bine aerisită. Nu vă temeți de curent. Curentul nu duce la complicații, nu duce boală. Virusul duce, bacteria aduce boală, dar nu curentul, așa cum tradițional la noi se discute că iată se va face curent. Nu, bine aerisiți încăperea. Al doilea moment care aș vrea să zic, care este temperatura camerei, spațiului. Deci temperatura optimă, temperatura de satisfacție este de 19 până la 22 de grade. Umiditatea 40%. Următoarele, în caz că dumneavoastră sau copilul dumneavoastră face febră, face tuse și toate semnele care le-am enunțat, imediat apelați medicul de familie. Și medicul la telefon vă va ghida, iar dumneavoastră vă veți informa medicul de familie ce semne are copilul. De ce anume zic că la telefon? Că acum, conform recomandărilor, se indică ca la maximum să evităm contactul și, dacă este posibil, consulturile să le facem în mod teleconferință, Viber și alte momente tehnice care putem să le utilizăm. Mai departe, în timpul ăsta, dacă copilul are febră, ce facem dacă are febră? Deci, conform ghidurilor și dumneavoastră ați fost instruiți, copilul trebuie să fie aranjat într-o încăpere cu temperatura de confort, copilul trebuie să fie îmbrăcat leger, copilul trebuie să fie ghidat într-un mediu calm și sigur și dacă febra este mai mare de 38,5, o să-i dăm paracetamol. Deci este primul preparat antipiretic și atenție că va fi indicat la temperatura mai mare de 38,5. Paracetamol, știți cât cântărește copilul, de obicei se indică de la 10 la 15 mg la kilogram, doză unică. Atenție, cum indicăm medicamentul? Vă uitați forma de livrare. Dacă este în suspensie, vă uitați câte miligrame are o linguriță. Dacă este în pastilă sau este în supozitoriu, câte miligrame are această supozitoriu. În așa caz, dumneavoastră veți evita supradozarea. Că supradozarea este la fel de riscantă decât de administrarea acestui preparat. Al doilea moment foarte important este hidratarea copilului. Referitor la hidratare, aici sunt colegii mei care vă vor spune acele momente foarte importante care vă rog să le notați dacă aveți posibilitate ce ține de hidratare. Deseori spune umeziți gâtul, dați antipiretici, umeziți gâtul, spălați nasul, dar cum să facem asta? Deci momentele practice astăzi vi le vom spune. Alt moment care trebuie să-l aveți acasă sunt acele pliculețe de rehidratare orală. În fiecare apartament el trebuie să fie. Atenție, cum dizolvați acest pliculeț? Foarte bine citiți instrucțiunea și ghidați medicul de familie, întrebați medicul de familie cum să administreze acest preparat. Deci soluția de rehidratare orală la fel este medicament. Deci este mați părinți, nu faceți supradozarea și nu faceți greșeli în dizolvarea acestui preparat. Când copilul necesită spitalizare de urgență, așa numitele semne de pericol pe care dumneavoastră trebuie să le cunoașteți. Sunt semne de pericol de care fiecare părinte, pe care fiecare părinte rudă, apropiat, trebuie să le cunoască, cei care îngrijesc de copii. Sunt probleme de respirație, copilul este somnolent, copilul este irascibil, copilul face convulsii, copilul refuză să bea, să mănânce. Mai mult ca atât, sunt semne de urgență
care apelăm imediat 112. Sunt probleme de respirație. Deci copilul nu respiră sau copilul respiră mai frecvent. Este un sunet suplimentar în timpul respirației, așa numitul wheezing sau stridor. Copilul are mișcări paradoxale sau mișcări suplimentare a capului sau a membrului sau a cutiei toracice. Copilul are extremități reci sau are buzele reci sau buzele vinete și apare o cianoză sau învinețirea buzilor sau a corpului. Deci acestea sunt momente de dereglare a circulației. Copilul vă face convulsii. Sau copilul a devenit somnolent, copilul a devenit letargic, copilul nu răspunde la sunete, nu intră în contact cu dumneavoastră și mai este un semn de urgență, este deshidratare. Deci dacă copilul are vomă, diaree, are febră și nu este hidratat corect, poate intra într-o situație cum se numește deshidratare severă, care poate duce la stare de șoc și reanimare și terapie intensivă. Deci acestea sunt momentele care dumneavoastră trebuie să le cunoașteți. Alte aspecte ce țin de alimentarea copilului. Aici la fel vă vom veni împreună cu colegii la cele sfaturi foarte concrete cum să alimentați copilul în caz de epidemie. Ce ține de plimbatul copilului, cultura fizică, educația fizică, mișcarea. Da, noi ca pediatri încurajăm mișcarea în timp de orice boală, spunem că mișcarea este viață, înțelegem că acum nu este posibil să copilul să se socializeze în așa măsură ca a fost anterior, noi toți trecem prin altă etapă, deja nu va mai fi așa cum a fost, totuși copilul acasă îi faceți o rutină. Deci la o oră anumită se scoală, la o oră anumită își face toaleta de dimineață, obligatoriu este dejunul. Dejunul va fi fără niciun fel de laptopuri și tablete și altele. Păstrați comunicarea cu copilul dumneavoastră. Faceți ca și o rutină acele exerciții matinale, învățați copilul cum să deseneze, să picteze, deci în fiecare zi ceva inventați, în sfârșit dumneavoastră sunteți alături de copil și în sfârșit o să înțelegeți cum se dezvoltă și ce priorități are copilul dumneavoastră. Deci vă sfătui să fie ca o rutină. Doi, dacă ne plimbăm teritoriul, parcuri, afară este o zi frumoasă, iată 19 grade, este soare, ce facem? Da, putem să ne plimbăm, doar că un singur adult însoțește copilul și iarăși respectăm distanța socială. Distanța socială este la 2 metri și nu mergem la terenurile de joacă. Terenurile de joacă, cu regret, acum sunt o sursă de infectare. Deci vă rugăm foarte mult să păstrați această distanță socială. Ne-am întors acasă, ce facem? Ca și o rutină, am intrat în casă, imediat mergem ce? Spălăm mâinile. Orice facem, noi spălăm, învățăm copiii să spele corect mâinile. Ne așezăm la masă și mâncăm doar la masă, înainte de aceea am spălat mâinile. Dacă observați, eu zic așa, distanță socială, spălatul mâinilor, protecția dumneavoastră, protejați-vă. Și dacă e la protecție, întrebarea a fost dacă copilul trebuie să poarte mască. Și toate ghidurile ne spun că, da, copiii cu vârsta mai mare de 2 ani, trebuie să poarte masca, în special când merg în locurile aglomerate, când însoțesc părinții, deci copiii mai mari de 2 ani vor purta masca. Copiii cu vârsta mai mică nu le vom aplica această mască din cauza riscului sufocării. Cum copilul îl menajăm dacă nu facem vaccinarea? Iată, uitați-vă, conform recomandațiilor, în condiții de epidemie, copiii nu au fost vaccinați începând de luna martie-aprilie, iată, mai copiii sunt sugari. Referitor la vaccinare, dragi colegi, săptămâna următoare va fi iarăși un live la orele 13, joi la orele 13, consacrat acestei probleme, cum este vaccinarea copiilor în caz de epidemie.
Noi înțelegem că vaccinarea este o măsură extrem de importantă pentru a preveni maladiile care sunt prevenibile prin vaccinare. Vorbesc de poliomielită, vorbesc de difterie, vorbesc de rujeolă, orion, pertussis, tuberculoză și alte maladii. Deci, conform ghidurilor, se recomandă ca toate vaccinurile în maternitate să fie efectuate. În maternitate noi facem prima doză de hepatită și contra tuberculozei. După care, la interval 2, 4, 6 luni, îi sunt o serie de vaccini profilactice incluse în Programul Național de Imunoprofilaxie, care la fel ar trebui să le facem. Așteptați, vă rog, toată informația, fiindcă la moment vaccinurile sunt suspendate, dar odată ce regimul va fi extins și vom avea posibilitate să vaccinăm, imediat vă vom spune și această informație, vă rog să fiți atenți și să ne ghidați. Care întrebări mai apar la noi, deci cum am venit în fața dumneavoastră și o să vă prezint colega care va zice, care va cum să abordăm copilul cu dereglări de respirație și care sunt semnele unei posibile pneumonii la copil, care sunt semnele de urgență și când să suspectăm copilul are o pneumonie ușoară sau o pneumonie gravă. Știm că pneumonia poate fi tratată, iar cea gravă obligator va merge în staționar. Când copilul are stridor, când copilul are wheezing, când copilul are crup, și când copilul are obstrucție, și dacă observați aici pe masă la noi sunt câteva manechine, iată, vă uitați că sunt manechine a copilașilor sugari și alături avem diferite dispozitive medicale ce țin de oxigenarea copilului, dezobstruare, avem canule, cum facem dezobstrucția nazală și, și cum indicăm medicamentele în caz de șoc. Deci, noi vom face în felul următor. Haideți, prima parte vorbim mai mult teoretic, după care vom răspunde la întrebări. Deci, următorul va fi despre probleme de respirație când suspectăm pneumonia la copil. Deci, bună ziua, stimată audiență. Într-adevăr, în această perioadă, infecție cu coronavirus nu înseamnă că au dispărut și ce alte infecții, deci virusul respirator sincițial care duce la bronșiolită la copil, alți viruși care pot duce la așa afecțiuni ca pneumonie sunt prezenți. Noastră, în calitate de îngrijitori, de părinte, probabil ați fost instruit deja de lucrători medicali să știți să cunoaște în primul rând semne generale de pericol. Dacă e vorba de un copilaș mic, dacă refuză să sugă, refuză să se alimenteze, refuză să administreze lichide, este un semn de pericol, trebuie numai decât să vă adresați la lucrătorul medical. Dacă copilaș de semne a avut convulsie, este ceva care trebuie numai decât să vă adresați la lucrătorul medical, este letargic, nu poate fi trezit, deci sunt niște semne de pericol care ați fost instruiți de către lucrătorii din medicii de familie, asistenta medicului familie le știți și rămân și în această perioadă foarte important să țineți cont de aceste reguli. E foarte important ca dumneavoastră în calitate de îngrijitor să așa o manipulați sau așa o intervenție foarte simplă care puteți să o faci de a număra numărul de respirații pe minut, care cu o probabilitate foarte mare ne spune are copilul pneumonie sau nu, ne poate să ne inducă. Deci într-o minută, dar este important să faceți într-o minută, numărați numărul de respirații și raportați acest număr la vârsta copilului. Dacă copilul are vârsta până la 2 luni, veți considera că are o respirație accelerată atunci când manifestă 60 de respirații și mai mult. Dacă copilașul de la vârsta de 2 luni până la 1 an manifestă într-un minut, numărați dumneavoastră, mai mult de 50 și mai mult de respirații, deci acest copil are o respirație accelerată și posibil face o pneumonie. Dacă de la vârsta de 1 an până la vârsta de 5 ani, mai mult de 40 de respirații pe minut ați numărat, chiar dacă copilul astăzi am plinit un an și deja ați numărat într-o minut 40 de respirații, posibil face o pneumonie. Evident că mai sunt și alte semne, febră, copilul se alimentează nu așa ca de obicei. Toate acestea ne pot orienta spre un diagnoz de pneumonie și deci trebuie să anunțați, să țineți contact cu medicul dumneavoastră de familie și să anunțați despre toate aceste schimbări. Mai este încă un aspect care aș vrea să-l menționez, ce ține de
pneumonie și aici, dacă indicăm examinarea radiologică. Foarte mult a fost discutat subiectul ăsta, dacă indicăm rentgen a cutiei toracice sau nu. Deci, orice investigație și are indicațiile sale. Dacă copilul are semne de o pneumonie severă sau tratamentul a fost inefectiv la domiciliu a pneumoniei, atunci radiografia este indicată, iar dacă copilul este suspect și confirmat cu COVID, radiografia cutiei toracice se va face, deoarece sunt așa numite pneumonii silențioase, când semnele clinice nu sunt atât de evidente, iar copilul manifestă deja modificări la desenul pulmonar. Așa că, stimați părinți, haideți să avem încredere în medicii noștri și să știți că nicio investigație suplimentară nu va fi administrată copil sau tratament nu va fi administrat copilului dumneavoastră. Și dacă vorbim de probleme de respirație, cum am zis, pot fi și diferite situații urgente la domiciliu, mai ales acum la copilașii micuți, la copiii mici care sunt foarte curioși și orice nu ar găsi așa să ei, că ei cunosc lumea prin ceea ce pipă și prin ceea ce gustă și duc la gură, poate fi și un moment dramatic, cum este aspirația de corp străin. Și acum aș dori ca colegii mei să prezinte acele manevre de dezobstruare în condiții casnice la dumneavoastră acasă. Vă rugăm foarte mult, iată cum va fi o prezentare pur practică de dezobstruare a căilor respiratorii superioare în condiții de domiciliu. Bună ziua, stimată audiență! În cazul când avem în condiții de domiciliu o aspirație de corp străin, după cum a menționat și domnul profesor, avem careva simptomatică specifică. În primul rând, la copil apare tuse uscată, care nu a avut-o anterior. Cunoaștem bine acest moment. În afară de aceasta apar careva sunete care nu le-a avut copilașul. Respectiv, se poate modifica culoarea tegumentelor. Poate apărea o culoare mai surie sau culoarea aceasta cianotică a tegumentelor, ceea ce ne vorbește, copilul suportă o deficit acut de oxigen. În acest caz, noi necesită să intervenim imediat ca să asigurăm dezobstrucția căilor aeriene. Foarte important este ca să nu intrăm în panică și să intervenim cât mai rapid posibil. Respectiv, la prima etapă este necesar ca să evaluăm calea aeriană la copil. Pentru aceasta, iarăși, dacă discutăm despre copilașul de vârstă mică, iarăși se plasează un suport la nivel de omoplați și iarăși cu ajutorul mâinilor, da, capul ușor îl plasăm pe spate și cu ajutorul celelalte mâini deschidem gurița și verificăm ce se află în cavitatea bucală la copil. Dacă sunt secreții sau resturi de mase alimentare, ele necesită să fie înlăturate. Pentru aceasta, bineînțeles că nu avem echipament medical, dar putem utiliza cel mai elementar un șervețel care este înfășurat pe dege, da? Copilașul este plasat pe o parte de cubit lateral, așa, putem folosi și antebrațul. În acest caz, pentru ajutor, observați foarte bine, capul trebuie să fie mai jos decât corpul și atent, cu ajutorul degetului, înfășurat în acest șervețel, înlăturăm conținutul care este în cavitatea bucală. Acest conținut necesită să fie înlăturat, iarăși pe suprafața palatului dur. Dacă discutăm acest moment, este foarte important acest conținut să fie înlăturat sub controlul vederii. Înlăturăm conținutul care este în cavitatea bucală, foarte atent, iarăși cu aceeași precauție, capul trebuie să fie mai jos decât corpul copilului și înlăturăm numai ceea ce este sub control vizual. Nu încercăm să deplasăm acest corp străin care nu-l vedem mai departe, în căile aeriene inferioare. Înlăturăm acest secret. După aceea necesită să ne apreciem care este evoluția la copil. Dacă copilul începe să respire eficient, a dispărut culoarea aceasta cianotică a pielii, necesită în continuare, dacă este un copilaș mai mare, să
îl încurajăm să tușească în continuare, se solicită ambulanță și îl supraveghem pe acest copilaș până sosește ambulanța. În caz că starea copilului nu s-a ameliorat, la fel copilul respiră frecvent, sunt aceste sunete respiratorii care au apărut și se menține culoarea aceasta cianotică a tegumentelor, necesită cât mai rapid posibil să aplicăm acele tehnici de dezobstruare. Respectiv, sunt utilizate următoarele manevre pentru a înlătura acești corpi străini din căile aeriene. Prima manevră este aplicarea loviturilor pe spate. Pentru aceasta, dacă discutăm despre vârsta de sugar, copilașul necesită să fie plasat pe antebrațul dumneavoastră, fixăm atent mandibula un pic, mandibula trebuie să fie deplasată anterior, așa numită subluxație ușoară a mandibulei. Copilașul este încărcat, este plasat pe antebraț, capul mai jos decât trunchiul și putem utiliza sau suntem pe scaun sau putem utiliza piciorul pentru sprijin. Și cu ajutorul podului palmii, cu cealaltă mână, aplicăm interscapular 5 lovituri. 1, 2, 3, 4, 5. După aceasta necesită să evaluăm eficiența acestor lovituri. Pentru aceasta plasăm cealaltă mână în regiunea capului la copil și îl rotim. Când facem această mișcare de rotire, observăm capul la fel este plasat mai jos decât corpul copilului. Schimbăm mâna și piciorul de sprijin și după aceea necesită să verificăm eficiența acestor lovituri, respectiv ne apropiem de copil, auzim cum copilașul respiră și verificăm iarăși cavitatea bucală. Dacă sunt secreții sau resturi de fragmente din corp străin, iarăși cu ajutorul degetului, plasat copilașul pe lateral, pe suprafața palatului dur, este necesar să înlăturăm aceste secreții. Dacă copilul începe să respire eficient, au dispărut aceste zgomote respiratorii, nu este obligator să continuăm cu următoarea manevră. În caz când starea copilului nu s-a ameliorat, se menține această obstrucție, copilul iarăși respiră frecvent, se menține culoarea aceasta cianotică, necesită să aplicăm următoarea tehnică, sunt compresiunile sternale. Cum corect efectuăm aceste compresiuni sternale? Zona unde se efectuează aceste compresiuni este o treime inferioară a cutiei toracice, pe suprafața sternului. Dacă așa imaginar tragem o linie intermamelonară, imediat sub această linie se află această zonă unde facem aceste compresii. Compresiile se efectuează cu două degete, plasate perpendicular pe suprafața toracului. Iarăși putem utiliza piciorul pentru sprijin. Aceste compresii se efectuează brusc pentru a mări presiunea intratoracică și în acest fel noi contribuim la eliminarea corpului străin. 1, 2, 3, 4, 5. După ce am efectuat aceste 5 compresiuni sternale, iarăși necesită să evaluăm eficiența lor. Iarăși ne apropiem, auzim cum copilașul respiră, iarăși verificăm cavitatea bucală și iarăși dacă sunt secreții, ele necesită să fie înlăturate. Dacă starea copilului s-a ameliorat, a fost înlăturat corpul străin, copilul respiră eficient, a dispărut culoarea aceasta cianotică, iarăși în continuare necesită copilul să fie supravegheat, se solicită ambulanță și se transportă la spital. Dacă starea copilului nu s-a ameliorat, noi continuăm cu aceste tehnici de dezobstruare până corpul străin este eliminat. Noi vă mulțumim, sper că am fost expliciți și aceste metode salvatoare trebuie să le cunoaștem toți. Principalul este în paralel să nu panicăm, să nu panicăm și să aplicăm corect aceste metode și să apelăm 112 de urgență. Este vorba de copilul mic, de copilul până la 3 ani și în special copilul sugar. Dacă sunt întrebări,
Da, vă rugăm să ne spuneți. Au survenit niște întrebări foarte interesante. De exemplu, se permite totuși în această perioadă să plimbăm copiii. Nu este indicat nici vârsta copilului, nici unde locuiește, dar probabil totuși se permite de plimbat copiii în această perioadă. Întrebarea este bună, încă o dată. Nu este scris că nu ne plimbăm acasă. Dacă nu suntem în izolare, dacă nu suntem în carantină, dacă nu suntem bolnavi și nu suntem cu restricții, de a ieși afară, copiii ieșim afară, un însoțitor este alături de copil, un matur și rudă, mama, tata, bunelul, bunica, să nu neglijăm existența bunicii, dar totuși, în condițiile de epidemie, bunica și bunelul, cu toată respectul și cu toată dragostea față de dumneavoastră, stați acasă, noi avem grijă de dumneavoastră, de aceea primii care sunt alături de copii sunt mama și tata, iar noi pe dumneavoastră vă protejăm că știți că în structura mortalității și în structura morbidității sunt cea mai mare pondere sunt pacienții cu o vârstă respectabilă care fac complicații severe. De aceea mama și tata, în sfârșit copilul are alături mama și tata, de aceea ieșim afară când este timpul frumos, este soare, este bine să primim aceste băi de soare și să luăm și să producem vitamina D, doar protejați-vă. Distanța, nu ne jucăm cu alți copii, nu ne socializăm, așa este acum, răbdăm să trecem cu cât mai strict și cu cât mai educați vom fi și cu cât mai corecți vom fi, cu atât mai bine și cu succes și cu mai puține jertfe vom ieși din acest război. Spun că aceasta este război și nu trebuie să ne relaxăm în condițiile noastre, că este soare și acel mit precum că dacă va fi temperatura medie afară mai mare de 20 de grade, gata, vom scăpa și de COVID. Nu. Trebuie să înțelegem că noi cu acest virus ne-am ciocnit pentru prima dată în anul 2019. În 2020 vom trăi cu acest virus, ne vom învăța cum să trăim cu acest virus, cum să ne protejăm, să ne protejăm rudele noastre, cum să ne protejăm copiii noștri, în așa mod să nu avem complicații, deoarece complicațiile pulmonare, vedeți, sunt destul de dramatice. Eu nu vreau să vin aici cu mesaje de panică, doar să vin cu realitatea pe care dumneavoastră practic o cunoașteți. Da, copiii nu fac așa complicații, da, copiii fac formele grav medii, dar cum este așa o frază într-o publicație, că virusul ăsta, boala asta, este ca o ruletă rusească. Cine știe dacă nu o să fiți dumneavoastră și nu o să fie copilul dumneavoastră. De aceea, haideți să nu riscăm și să nu prea practicăm această mentalitate a noastră națională, îi las că va trece. Iată că nu va trece. De aceea, da, ieșim afară, dar iarăși distanța socială, purtăm masca dacă copilul și noi purtăm masca dacă copilul este mai mare afară de, vorbesc de matur, însoțitorul poartă masca, dacă copilul este mai mare de 2 ani de zile. Nu plecăm la terenul de joacă, nu plecăm în alte spații neautorizate, am intrat în casă, corect scoatem masca și învățăm copilul corect să scoată masca și învățăm copilul imediat cum am venit de afară să spălăm mâinile și învățăm copilul cum să spele mâinile și cum să utilizeze dezinfectantul. Alte întrebări? O întrebare foarte actuală, probabil pentru mulți părinți. Se dă antibioticoterapie la copii coronavirus? Deja care s-a confirmat, care nu prezintă semne de agravare a infecției. Da, tratamentul antibacterian în coronavirus. Virus este ce? Infecție virală. Care preparatul? Este antiviral. În COVID-19 este preparatul antiviral aprobat pentru copii? Da, se discută în studiile clinice preparatul Remdesivir. Și iată, așteptăm foarte mult aceste rezultate la studiile clinice, care să ne demonstreze că acest preparat este efectiv și cel mai important că este fără toxicitate și este cu siguranță, fiindcă nu orice preparat care se indică la maturi poate fi indicat la copii, special la copii de vârsta până la un an, fiindcă nu știm care sunt efectele lui și anume efectele toxice acestui preparat. Deci tratamentul antibacterian se indică doar atunci când este demonstrată asocierea infecției bacteriene. Dacă pneumonia este bacteriană, dacă avem o faringită bacteriană,
În genere, orice infecție bacteriană, da, indicăm tratamentul antibacterian. Deci, de rutină, tratament antibacterian nu este demonstrat. Poate cineva știe, dar nu am găsit, chiar nu am găsit în studii, ca cu scop profilactic să se indică antibioticul fără documentare. În genere, tratamentul COVID-ului, ca fiind o infecție virală, este simptomatic. Am zis, este hidratarea corectă a copilului, este tratamentul antipiretic și este monitorizare. Și aici trebuie să fim foarte atenți la toate modificările în comportamentul copilului, că iarăși boala aceasta este foarte interesantă. Parcă este un bine-bine și la 6-7 zi apare brusc agravarea. Deci la întrebare răspund că tratamentul antibacterian se indică doar în documentarea unei infecții bacteriene. Da, poate fi în cadrul infecției virale suprapunerea infecției bacteriene. Pentru asta trebuie să o demonstrăm prin ce? Prin starea generală a copilului, că este febră, copilul este toxic și copilul are modificări în analiza generală din deget, în hemoleocogramă. Cresc leucocitele, în infecție virală leucocitele din potrivă scad, este leucopenie. Iar aici cresc leucocitele și se schimbă formula de sânge, dar iarăși antibioticul nu îl indicăm și nu îl cumpărăm, dar știu că acum nu se vinde neautorizat antibioticul în farmacii și are indicațiile sale, ca și orice medicament are indicațiile sale. Alte întrebări? Băsilul meu a avut izbor de tela pe atus și totuși mai tușește câte 2-3 ori în 24 de ori. Oare este periculos să-l plimb afară? Poți să se infecteze mai repede virusul acesta? Da, pertussis este o întrebare foarte și o boală care, într-adevăr, rămâne o tosă multe luni la rând. Din păcate, așa e evoluția acestei maladii. Iarăși, ne uităm cum hidratăm acest copil. Da, plimbatul este permis, dar iarăși, dacă respectăm distanța socială, nu contactăm cu alți copii și cu alți maturi, aerul liber, aerul curat, încă nimeni nu a anulat, iarăși zic, ca și un medicament, aerisirea nimeni nu a anulat-o, deci la soare, băi de soare, poftim, le faceți. Și aici, până am continuat mai departe cu răspunsul la întrebări, aș ruga colega mea să vă explice cum, când vorbim tot hidratarea, alimentarea corectă. Și am să rog colega să vă explice corect câte lichide, care este cantitatea lichidelor, ce lichide și cum alimentăm copilul, în special copilul de vârstă mică. Dragi părinți, aportul hidric al copilului este foarte important. Ce ține de copilul mic până la 6 luni, nu uităm, este important ca copilul să fie aplicat cât mai des la piept, ori de câte ori dorește, dar aceasta să fie frecvent. Dacă copilul doarme totuși mai mult de 3 ore, este necesar ca copilul să fie trezit și să fie aplicat la piept. Pentru copil mai mare de 6 luni, aportul hidric presupune pe lângă aplicarea la piept și administrarea altor lichide. Apa fiartă sau apa îmbuteliată, diferite supe, amestecuri acidulate. Dacă copilul se află la alimentație artificială, la fel se va mări cantitatea de amestec adaptat administrat. Dacă vorbim despre ce cantitate necesită să fie administrat unui copil, dacă copilul are până la 10 kg, noi vom administra primele 10 kg câte 100 de ml la kilogram. De exemplu, copilul are 9 kg, înseamnă că noi administrăm 9 mulțit cu 100. Copilul timp de 24 de ore necesită să administreze să-i administrăm 900 de ml de lichide. Dacă copilul ne face și febră, atunci suplimentar lichidele vor fi cu 10% mai mult. Astfel, dacă la 9 kg el ne face febră 38, respectiv vom administra 990 de ml. Dacă copilul de pildă face febră 39, are 9 kg și face febră 39, volumul de lichide administrat pe zi va fi de 900 plus încă 10% la fiecare grad, încă 180, practic 1 litru 80 de ml de lichide. Aici intră și laptele care este administrat și orice lichide care au fost administrate copilului, sub pizza sau amestecurile acetulate. Ce ține de exemplu pentru copilul
după 10 kg, copilul de pildă are 15 kg. În așa caz se administrează. Primele 10 kg administrăm 100 de ml la kg, următoarele 10 kg administrăm 50 de ml la kg. Deci, la 15 kg copilul necesită 1250 de ml timp de 24 de ore. Pentru copilul mai mare, deja după 20 de kg se administrează. Așa cum a fost, pentru primele 10 kg 100 de ml, pentru următoarele 10 kg 50 de ml la kg și pentru fiecare kilogram ulterior va fi câte 25 de ml la kg. Practic, un copil de 23 de kg necesită să administrăm 1575 de ml. Dacă calculăm 10 înmulțit cu 100, 10 înmulțit cu 50 plus 3 înmulțit cu 25. Va fi 1525. Și nu uităm, va fi care grad de febră se administrează un surplus de 10%. Ce ține de alimentația copilului? Alimentația copilului pentru copilul până la 6 luni, am zis că noi administrăm, alăptăm copilul strict, nu introducem ceva suplimentar. Alimentări frecvente, este foarte importantă și durata alăptării. Mămica trebuie să alăpteze minimum 30 de minute, câte 15 minute din fiecare piept. Am zis că dacă copilul doarme mai mult, copilul necesită să fie trezit la fiecare 3 ore să fie alăptat. Pentru copil mai mare de 6 luni, în caz de boală, copilul se va administra alimente care sunt ușor digerabile, preferențial să fie lichide, să fie bogate calorice. Astfel, copilul de la 6 luni până la un an necesită practic 3 alimentații complementare pe zi. Și dacă se află la alimentație naturală, la piept. Dacă copilul se află la alimentație artificială, el va primi suplimentar 5 alimentații complementare pe zi, plus de 2 ori și amestecul adaptat. Ce ține de laptele de vacă, capră, etc., ele nu se dau copiilor până la vârsta de un an, doar amestecurile adaptate. Ce ține de introducerea amestecurilor adaptate, se face la indicația medicului de familie și nu a prietenii, vecinii sau altcuiva. După vârsta de un an, copilul necesită la fel să fie să continuă mai mică alăptarea, practic se recomandă până la vârsta de 2 ani, chiar și mai mult. Continuăm alăptarea la cererea copilului. Copilul necesită să primească la fel 3 alimentații suplimentare pe zi, plus 1-2 gustări. La copilul după 2 ani deja este trecut la alimentația cu masa comună și rămâne același principiu de 3 alimentații pe zi plus 2 gustări. La fel același principiu, că să rămână alimentația copilului să fie bogată caloric, să conțină multe substanțe energetice, ce ține proteine, grăsimi, glucide. Astfel ar fi bine ca copilul să primească carne, ouă, pește, fructe, legume și terciuri. Da, vă mulțumesc. Dacă au apărut întrebări pe parcurs, deci v-am demonstrat că hidratarea la fel putem să o considerăm ca și un aliment. Orice copil cu febră, orice copil bolnav trebuie să fie hidratat corect și cu lichidul corect și în cantitatea corectă. Este o muncă, îngrijitorul trebuie să înțeleagă că el nu se odihnește alături de copil, cum spuneam noi în secție. Le spunem așa, mămica lucrează 24 de ore, v-ați internat alături de copil, deci sunteți ca și îngrijitor, sunteți mâna dreapta noastră și aveți 1,5 litri de lichid. Vă rog să-i dați. Dacă mâine copilul are febră sau febră nu scade, eu mă uit la sticluța dumneavoastră. Aha, nu ați lucrat în ziua aceasta. Iar dacă copilul nu este hidratat, atunci riscul de a se complica și a apărea pneumonie este foarte mare. De aceea, mediul ambient,
calmitatea dumneavoastră, dragostea dumneavoastră, îngrijirea, confortul termic și hidratarea în paralel și cu oxigenul, iar cu oxigenul poate fi diferit. Eu vorbesc și de aer curat și cu aerul aerisit din cameră. La fel sunt medicamente. Au apărut întrebări? Da, a apărut o întrebare așa ca constatare. Antibiotic și preparat antibacterial, dacă e același lucru, da, dragi, este același lucru. Și ce trebuie, cum trebuie să respectăm dacă suntem în carantină acasă, ce măsuri ar trebui să luăm ca să nu ne lipsim de coronavirus? Suntem în carantină acasă. Dacă suntem în carantină acasă, care este lozinca? Stăm acasă. Deci, încă o dată, la începutul prezentării v-am spus, vă controlați telefonul mobil dacă aveți toate minutele încărcate. Dacă aveți telefonul medicului de familie. Cine e prietenul dumneavoastră acum este medicul de familie? Următorul sunt rudele apropiate, prietenii dragi. Deci, anunțați, noi am intrat în carantină. Și vă rog, întocmai respectați. Iată, aici nu ieșim din casă. E greu, este foarte greu. Dar nu este atât de greu în condițiile noastre când avem conexiune internet, avem televizor, avem apă caldă, avem gaz, avem lumină. Ne odihnim, comunicăm, ne recunoaștem unul pe altul. Vedem cine suntem, ne recunoaștem copii, observăm că într-adevăr avem copii și fiecare copil are caracterul său și cu necesitatea sa, deci stăm acasă. În primul rând, noi trebuie să respectăm și acasă această distanță socială la maximum, dacă este posibil. Dacă avem și apar probleme respiratorii sau febră, imediat am apelat medicul de familie. Respectăm acele măsuri de igienă, cum este spălatul mâinilor, dezinfectarea. După fiecare baie WC-ul ne-am spălat mâinile. Avem toate produsele, dispozitivele de igienă ale noastre, personale. Deci sunt niște măsuri de bun comportament care erau necesare și până la COVID. Doar că această boală ne-a pus în față unde suntem noi cu igiena, unde suntem noi cu comunicarea și ce trebuie să facem. Deci am zis că să aveți telefonul la rude și la prieteni. Că acestea sunt persoanele care trebuie să iubiți și aceste persoane vă vor veni în ajutor și veți comanda lichide, alimente sau medicamente care se vi le aducă și se vi le lase la ușă, la distanță, nu comunicați, comunicați doar prin telefon. Altă întrebare, ce nu se poate masca la copil mai mic de 2 ani? Deci nu se recomandă, eu nu zic că nu se poate, ea nu se recomandă, uitați-vă atent. Se recomandă masca la copii mai mari de 2 ani, fiindcă ei deja sunt cooperați și ei înțeleg. Iar copiii mai mici de 2 ani, dumneavoastră, nu știți cum i-a aplicat masca asta și ea să e un stres pentru ei și poate fi sufocarea sau înădușirea sau alte probleme respiratorii sau să le agravați. Toate că s-a abordat această întrebare, dar probabil că ne v-ați comentat parcurs. Ce antivirale mai eficiente ne recomandați pentru copii de 8-9 ani? Ce putem procura singur ca să avem la îndemână? Întrebarea cu antivirale este foarte interesantă. Deci, ca și preparate antivirale, sunt recunoscute în protocoale și ghidurile internaționale pentru influența sau pentru gripă, ca și preparat antiviral, este oseltamivir, care îl găsiți și pentru dozele și pentru copii. Iată, asta e unicul preparat la noi în Moldova care este aprobat, înregistrat pentru gripă. Deci este ca și antiviral. Ce ține de pentru alte infecții virale, îl găsiți aciclovirul, dar el are indicațiile sale, ganciclovirul și are indicațiile sale. Deci aceste preparate, unele din ele sunt recunoscute ca antivirale. Mai sunt antivirale care sunt indicate în maladia HIV-SIDA, da? Sau în hepatita virală B și în hepatita virală C. Iată, aici sunt preparatele antivirale. Ce ține de maladia COVID, antiviral, se discută și în studiile clinice, este preparatul Remdesivir. Remdesivir încă, da, el se administrează la pacienții maturi, în stadiile grave, în stadiile în faza a doua și a treia a maladiei, doar că el iarăși este în proces de aprobare. La copii încă nu avem așa date
clare, bazate pe dovezi, care să venim deschiși și să vă spunem că acest preparat, iată, Remdesivirul, noi îl așteptăm pe el. Probabil când va fi aprobat preparatul clar că are eficacitate antivirală și anume contra acestui virus, noi vom ușura și vom spune în sfârșit avem un preparat și atunci, da, noi cu precauție vom extinde și activitatea noastră. La moment este totul în studiu și dovezile clare, clinice, încă nu sunt evidențiate. Deci aceste preparate eu le consider, nu numai că eu, dar de aceste eu preparate le cunosc, care le regăsiți și dumneavoastră în toate protocoalele, ghidurile internaționale ca și antiviral. Eu înțeleg întrebarea dumneavoastră ce ține de groprinozin, ce ține de viferon, anaferon, cicloferon și altele. Ele, cum să vă zic, nu le-aș include, deci eu nu le regăsesc în toate ghidurile farmacoterapeutice sau în formularul farmacoterapeutic a Organizației Mondiale a Sănătății ca și preparat antiviral. Eu, de exemplu, nu l-am regăsit. Deci eu cam mă abțin de indicațiile date. Da, sunt studii, sunt publicații, precum că sunt eficiente, nu neg, posibil că da, dar ca și preparat antiviral documentat, legal, aceste preparate eu nu le regăsesc în formularul farmacoterapeutic a Organizației Mondiale a Sănătății. Preparate dezinfectante, cât de des la copilii putem utiliza, că igienizarea mâinilor de la ce vârstă, cât de des puteți o face? Preparatele dezinfectante, da, este corect. Uitați-vă, învățăm să spălăm mâinile. Noi, când ne apropiem de copilul sugar, copilul nou născut, noi spălăm mâinile. La sigur, la copilașii ăștia nu o să indicăm dezinfectante, în primul rând, că ele chiar nu sunt indicate lor și poate duce la iritarea pielii și la uscarea pielii. Așa este. Noi intrăm în contact cu copilul și noi spălăm mâinile. S-a demonstrat că spălatul mâinilor cu săpun, săpun simplu pentru copii este destul de eficient și protejează copiii de această infecție. Încă un moment aici ar trebui de menționat. Copilul, cum am zis, este foarte ingenios, el vrea să cunoască lumea și tot ce e în jurul lui, el vrea să pună în gură. De aici, mămicile, atenție, noi vom fi cele mai curate gospodine și vom face curățenie ideală și toate jucăriile, toate suprafețele vor fi, iată aici, suprafețele vor fi dezinfectate, lingerie va fi schimbată corect, toate hăinuțele vor fi spălate, jucăriile, noi le spălăm cu săpun și la fel prin această procedură noi protejăm copilul de a răspândi infecția. Ce ține de tot ce intră în contact cu copilul, biberonul, suzeta, sticluța, cănuța, lingurița, tot, este a copilului și aceste măsuri de dezinfecție, de igienizare, de sterilizare rămân în vigoare și în afara COVID-ului. Doar deci nu se dați această sticluță care a fost undeva jos, o să spălați ca și metodă de sterilizare ce puteți să utilizați, și microundele puteți să utilizați și mai sunt și alte dispozitive special pentru a dezinfecta sticluțele, biberoanele, tot ce intră, cănuțele, lingurițele pentru copii. Deci acum maximă atenție și tot ce este pentru copil este separat. Jucăriile care sunt în fața copilului, vă străduiți acum să le dați acele care sunt lavabile, acele care puteți să le spălați sau sunt doar a copilului și mai mult nu a altei persoane. Și spălatul mâinilor, asta e. Încă o întrebare. În această perioadă, copiii de vârstă mai mare petrec foarte mult timp în fața ecranului, pe social media. Cum putem influența, îi lăsăm, cum procedăm în acest caz? Da, este o întrebare, influența mass media, influența acestor dispozitive electronice asupra dezvoltării copiilor, da, vorbim și despre autism silențios care este provocat de petrecerea multă în fața calculatorului și iată aici este momentul ca noi să controlăm cu ce se ocupă copilul nostru. Noi am uitat că sunt cărți, am uitat că sunt creioane, că putem picta, că putem modela, că putem să ne ocupăm cu alte jocuri. În afară, dacă copilul este școlar și are lecțiile online, cunosc de la colegii mei că
Lecțiile acestea online la fel sunt foarte obositoare, nu numai pentru copii, dar și pentru părinți, că ei deja înțeleg care, ce muncă enormă are profesorul când educă copiii, de aceea vă încadrați în lecție și încă o dată v-am zis, rutină. Și dacă este o rutină, chiar nu o să aibă timp pentru a se ocupa cu computerul, calculatorul. Deci când mâncăm dejunul, acele 5 gustări care sunt pe zi, nu este niciun fel de desen animat în față, nu este niciun dispozitiv, comunicăm cu copilul, discutăm, povestim și așa mai departe. Asta e. Vă faceți onorarea zilei și găsiți diferite jocuri distractive, diferite activități cu care puteți împreună să petreci acest timp de aur care vă este dat acum să comunicați copiii. Deci acest timp nu a fost, eu cred că este acum și nu știu dacă va mai fi atâta timp să petreceți alături de copii. Deci profitați și mulțumiți aceste perioade că sunteți alături de copii. Și fiți răbdători că, cum se spune, totul va trece. Și Solomon ce a spus? Totul va trece, asta se prăjde. Așa și asta va trece. Deci noi trebuie să acceptăm situația, să nu panicăm în această situație, să ascultăm ceea ce se spune, să ascultăm profesioniștii. Ei sunt de partea dumneavoastră, ei la fel sunt persoane care trăiesc cu acest virus. Mai mult ca atât, știți, că medicii de familie, asistenții și în general medicii sunt primii care se ciocnesc și aici cu această infecție coronavirus și rata infectării acestor specialiști nu e de aceea că ei nu au aceste măsuri de protecție, nu le respectă. Nu, ei le respectă și cu siguranță că ei le au, doar că ei în fiecare zi se ciocnesc cu pacienți bolnavi de COVID, iar cu pacienții sunt cu diferită încărcătură virală. Și dacă tu ești expus permanent și tu ești surminat și tu mai ai și maladie cronică, că la fel ești om, deci riscul de a face această boală la medici este cu mult mai mare. În categoria de medici eu includ tot personalul medical. Medici, asistentele medicale, îngrijitorii, laboranții și mult alt personal care este primul care vă vine în ajutor. Eu vă mulțumesc foarte mult, este prima sesiune live în astăzi, este 23 aprilie 2020 și să ne prezentăm, deci vă rog să vă prezentați. Zărina Savoschin, cercetător științific, medic pediatru, Institutul Mamei și Copilului. Revenco Neli, profesor universitar, șef departament pediatrie USMF Nicolae Testemițeanu. Adila Hrodișteanu, cercetător științific, conferențiar, medic pediatru, Institutul Mamei și Copilului. Adam Ianuș, asistent universitar, doctor în științe medicale, departament de pediatrie USMF Nicolae Testemițeanu. Deci observați, dragii mei, că suntem o echipă unită, suntem oameni supletiști care inițiem aceste sesiuni live cu dumneavoastră, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății, vedeți aici bannerele în spate, și UNICEF Moldova, care, grație suportului tehnic, vom avea posibilitate timp de o lună să fim în fața dumneavoastră cu diferite mesaje, cele mai importante. Deci astăzi este îngrijirea, săptămâna viitoare vorbim despre vaccinoprofilaxie, după care urmează astm bronșic și infecția coronavirus sau boala COVID și tot așa conform unei agende determinate. Deci vă rugăm foarte mult, dacă sunt întrebări, dacă sunt sugestii, dacă mai doriți și alte subiecte, să ne scrieți. Și noi vă venim în ajutor și suntem alături de dumneavoastră și finisez cu o frază, vă doresc multă sănătate și aceasta totul va trece.